să spun despre accidente după, dar să fac o remarcă la ce ați arătat noastră cu legumele aruncate. Și spunea bine colegul de platou. Dom'le, dacă abandonăm mereu proiecte doar pentru că le-a făcut altcineva, vă amintiți că au fost proiecte și în baza acelor proiecte, oamenii au investit, micii fermieri, pentru programul tomata, programul fiecărei legume în parte. Și, sigur, domnul Daia, foarte criticat la vremea respectivă de actuala guvernare, a făcut un program ca un specialist ce este, extraordinar de bun, dar a fost abandonat și oamenii au rămas acum să-și arunce legumele. Aud acum că domnul ministru al agriculturii vrea să facă ce tot îi spun eu de când e la guvernare, domnul Oros. Am avut la emisiunea Investiții în România o dispută cu dumneavoastră și am spus, nu vă cere Uniunea Europeană, nu mai transmiteți fake news-uri, nu vă cere Uniunea Europeană, nu vă interzice să fie colți cu produse românești în hipermarketuri. Vă rog eu frumos, ocupați-vă de distribuirea produselor românești. Legat de drumuri, eu sunt și în Comisia Transport Turism, trebuie să vă spun că România iarăși este pe ultimul loc la politicile Uniunii Europene de a trece transportul pe cale ferată, că suntem praf cu calea ferată și știm de ce, pentru ca să nu mai fie și concomitent cu drumuri. Ambasadorul Poloniei vin de la Chișinău, spunea zilele trecute în Republica Moldova, că Polonia a plecat de la 300 de kilometri din era comunistă, să zic așa, și știți câți kilometri de autostradă are Polonia acum? Țară tot din Est. 4.800 și mai fac 400 de kilometri în acest an. Ce a făcut România cu autostrăzile? Nici măcar acele drumuri de viteză mare nu sunt ca lumea construite cu cap încât să nu mai fie aceste accidente. Deci totul depinde de oameni. Și dacă amândoi colegii din platou au spus că depind de instituții și de oamenii de acolo, eu spun așa, că a fost ministru, spun. Oamenii din subordine trebuie să facă ce spune managerul, adică ministrul, indiferent de câți ani lucrează acolo. Și cei care au lucrat cu mine știu acest lucru. Dacă ne plângem că oamenii sunt vechi și din sistem și nu fac, atunci nu ești bun manager, nu ești bun ministru, pleacă acasă. Mergem...